cum o să reacționez când vezi ce frumos am făcut aici? Mi-ai făcut căpătăiul de mormânt sau cum se zice? Nu știu cum îi zice, dar pentru cine l-am făcut? Da. Da, da, trebuie mai să... Mai bag un pic de mămăligă. Tu, l-ai, Doamne, cât a stat ce acolo de... Or veni arheologii interspațiali și or zice ce frumos a făcut aici, dar cum a stat, cum a rezistat atâta timp? Arunc-o. Da, așa e bine. Nu pot să mă așez aici așa. Să fac. Ia. Vine așa. Fii atent, ca să nu mă împingă prea tare cu dita mai greutatea, mă duc cu frâna de motor. Frâna de motor nu e suficientă dacă mi-are motorul. Și atunci mi-are, uite așa, lăsăm ambreiajul. E mare panta asta, nu se vede în cameră. Bine, tractorul e mic, da? Sofia, hai și închide după mine. Să nu vină capre. Să nu vină capre, le închide aici. Ok. Thank you.
Vai, ce obosită e. Foarte obosită. Cu Siancu și săptămărita așa. Înțeleg. Calul! Mă dă pe la Fifi! Așa ce cu Siancu! Ești că-i foarte! Foarte de la... Curat! Să ne întindem puțin la soare. Tati, vrei să scrii tu pe a mea, tati? La treabă, nu l-a întins mâna. Ce zici? Ca să-ți văd reacția. Cum o să reacționez când vezi ce frumos am făcut aici? Mi-ai făcut căpătăiul de mormânt sau cum se zice? Nu știu cum îi zice, dar pentru cine l-am făcut? Da. Da, da. Îți place? Ciupa asta vreau să facem ceva mai frumos. Da, ce vrei să facem? Păi ceva mai frumos. Poate că o să facem una din beton. Că tare stricătă design-ul. Scobită din piatră, nu pot face. Dar n-ar fi mai fain să facem... Hai să-ți zic. Astea ce le-ai pus așa, cablele astea, să le faci întrepte, știi? De ce întrepte? Trebuie așa pe dealalta, să nu se facă noroi când vin caprele. Draga mea! Și ăla poți să-l iei, și ăla poți să-l iei. Ăsta ai făcut și ca... Ascultă-mă! Ăsta ai făcut și ca protecție pentru animale, să nu vină ea cu viteză și să treacă prin el, știi? Ok, alea două mari se pot lua. Asta mare unde o punem? Acolo, dincolo? E foarte mare, nu știu de ce l-ai făcut așa mare. Era suficient de altă, dar nu put. E acolo. Foarte mare mobila. Ia astea. Astea de aici, asta, 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 alea două. Și toate astea se plece, să rămână numai ăsta. O să vezi după video. Bine. Să fie întrepte. Vrei să încep eu, că pot. Da, pot să încep eu. Nu te opresc de la nimic. Numai să nu faci scandal mare să sperii caprele. Uite ce frumos mănâncă. Dar ce, de ce le iei? Hai, clar să mă ajutăm. Așadar, avem acolo un furtun. Așadar. Cu apă de la o fântână. Și avem aici un robinet cu apă de la cealaltă fântână. Fântâna aia de acolo. Nu e aici. Da, pe tu tăte le strici. Nu mai am nicio... Nu mai știu ce să zic. Ha? Nu știu ce vreau. Nu, hai să văd, că eu sunt foarte curios. Ok, alea două de sus chiar arată ciudat. Alea două mari. Dar... auzi. Stai să spun o treabă. De cât să sap tu acolo în jos și să nu mai ajungă caprele cu capul în valeu? Dar cum să n-a... Doamne! Dar cât crezi că iau? Hai să văd cât iei, că eu nu știu. M-am gândit că iei acolo jumătate de metru. Așa îmi place când vine soția și se implică și zice vrei să-ți arăt cum trebuie făcut. Nu, arată-mi. Ce bajucul, nu știi? Uite de tu ce bine se pricepe. Are unde să-l pun? Să-l pun aici? Nu acolo, că l-al spală. Pune-l dincolo de pietre. Dincolo de movilă, da.
Deja ai luat 15 cm cu ce iei tu acum. Nu, și rău. E mult. Plus că acolo sunt arini, e rădăcina de la arini. Și nu mai ai altă sculă cu tine? Am toate sculele la mine. Am un briciac dacă vrei. Vrei să ți-l dau? Am acolo sapă, târnăcop în spatele remorcii, ia. Andy, te bagi prea adânc. Deja comentez. Da. Au, ce her ai după tractorul acela, Doamne, iartă-mă. Te-ai rănit? Da, normal. Să văd, cu ăsta? Să văd cum curge sânge. Mi-am agățat piciorul. Ioi, tu l-ai, Doamne. Bun. Deci planul meu a fost în felul următor. Fără să alterăm mult terenul, să facem o movilă de pietre și să umplem deasupra ei cu pământ. Văd că Andreea vrea să facă și din jos mare afacere. Hai să vedem cât o să iasă, da? După cum văd eu, durează toată ziua. Nu putem sta atâta ziua să lucre acolo, Andy, că oamenii care se uită la video ăsta trebuie să meargă la lucru mâine, trebuie, au și ei alte planuri. Nu pot sta atâta ziua să uite. Pune și tu mâna. Eu nu pot, că sunt cu camera în mână. Trebuie să imortalizez momentul cum faci tu aici frumos la fântâniță. Eventual să săpăm și sub oală. Să îndreptăm un pic ca să coboare, că robinetul e un pic ridicat în sus. Uite că trebuie o mână de bărbat acolo. Nu am așa ceva. Nu există în pădurea asta, om. Pădurea asta nu. Ei, bărbat! Este vreun bărbat vrednic! Strigă! Nu, că mă tem că ori vini tăți apoi. Tăți ori vini? Mă descurc dacă tăți. Ce să zic? Așa e când se apucă femeile, cumva... Că-ți arăt eu că se poate mai bine, ha? Dar nu, aia pune una plată, dreaptă, mare. Cea mai mare. Aia la altă care îți spate-o jos e mai mare. Păi da, în continuare, nu crezi că e numai asta. Așa a fost, prima dată asta, păi aia, păi aia. Aha, și deci tu mai sapi în continuare? Și asta nu stă drept, aici nu-mi place. Dar nu trebuie să stea drept, că... Păi ba. Dacă stă un pic înclinat, se duce ploaia mai repede de pe el. Ia uite, se duce frumos, ia pământ de aici, pune acolo. Frumos, frumos, frumos. Dar ăla care îl pui tu la prima ploaie și când că prima ieduță pe ea, face așa. Și iese afară. Foarte frumos faci, uite-te tu. Asta cum a fost? Ai nevoie de arhitect să-ți explice cum se montează în teren? Așa, așa a fost, așa. Hai să te ajut, dragă, că zice lumea că nu știu să... Ce vrei să faci? Explică-mi. Păi să iau mai mult un pic acolo și să intre mai bine piatra. Da, să intre mai bine acolo? Aha. O, ce bine că am mâncat de dimineață, vezi ce greu se ia, fii atent. Oi, 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 oi. Multă lume mă critică cu burtica asta, de burtica asta e tare bună când... Hai lupa să ce... vezi, lupa, ce aici? Ce facem noi? Ce facem noi? Burtica asta, numai eu știu cât de bine mă ajută când ești la nevoie. Vezi ce bună e apa de acolo, vezi? Vezi, ia, acolo e apă. N-am putut să nu te chem aici. Să-mi fac lucru. Dar ce fain o să fie, nu? Nu știu. Idei foarte bune. Da. Dar
trebuie perfecționate, că... Da, no, o femeie să vie, să mai baje de vină, să mai schimbe un pic. Uite tu ce m-am emoționat. Bine așa, e? Mai bine și, și stă. Da, atât așa se clătește ca mai înainte. Da, da, trebuie mai să... Mai bag un pic de mămăligă. Tu, lai doamne, cât a stat ce ai acolo de... Ori veni... Ori veni arheologii interspațiali și ori zice ce frumos s-a făcut aici, dar cum a stat, cum a rezistat atâta timp? Și ori zice, oare cine a făcut? Niște genii. Niște genii arhitecturale. Niște genii. Nu trebuie făcut așa bine, că... Dar ne cheamă să le facem și... Ne cheamă și alții. Nu suntem pregătiți. Într-adevăr o să iasă bine. Și mă bucur că eu am făcut ideea că facem așa. Deci am băgat ceva furtun acolo să mai spălăm astea. Pietrele? O să aduci celălalt furtun. Dar păi nu e suficient de flexibil. Da, nu? Și trebuie un jet mai... Are și jet. E primăvară, iarăși primăvară. Uai, ce fain știu face! Mânurile astea! Iar încet! Hai, uite-te! Lasă un pic de pământ aici, într-o parte, ca să mai vedem pe din sub. Ia uite-te tu ce fain e! Ia, 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 ia! Foia, ia, ia, ia! Vine, ia-mi cu calc odată pe ele, tăchele întoarce pe dungă, pietrele! Hai să vedem cum se așează. Hai să vedem. Copii? Da. Ce faceți? Bine. Am venit să ne jucăm. Uite, tati. Ăstea vin aici. Foarte frumos. Și de aici sar. Hai, tati. Scuze, tătui. Copii, ia. Nu, no, eu zic că e bine așa. Tu ce zici, doamnă? Uitați-vă! Mi-a plăcut să fie acela. Ia să-mi fie! Te că nu-i greție în casă. Da, știu, dragul meu, dar să nu te împiedici când vii cu găleata și cu altele. Știi, după... Că știi ce bine să fie la același nivel, Suntem în natură, nu trebuie să fie. Opriți-vă! Bine, tati, mami. După ce plecăm de aici și terminăm cu treaba, puteți să vă jucați. Suntem, mami, suntem pe același, după 20 de găleți, să se vezi ce fain te obinuiești și piciorul tu se obinuiești, ce singur, nu mai trebuie să gândești. Wow! Pică-te un pic. No, îl mai muți un pic? Nu, mai încoace. No, mută-l. Acasă-i de mare. Nima că poate, nu, hai că te ajut. Te ajut dacă poți. Așa. Te l-ai împins. Hă? Te l-ai împins. Așa. Așa e bine? Așa mă gândeam. E rău? Bine că nu-i mai rău. Ia așa. Ridică-te un pic. Nu, no, mai mult un pic? Nu, mai încoace. Nu, no, mută-l. Acasă-i de mare. Nima că poate, nu, no, hai că te ajut. Te ajut dacă poți. Așa. Te l-ai împins. Hă? Te l-ai împins. Așa. Așa e bine? Așa mă gândeam. E rău? No. Bine că nu-i mai rău. Să vezi ce de plante aici. Aduci tu plante să-ți le pape caprele? Crezi că le mâncă? Nu, bine. Păi aduc ceva ce nu le place. Aia da. S-ar putea să-ți le și miroasă, dar mă tem că ți le-a mâncat. Nu mai pune. Să nu mai pun? Nu.
Na bine, nu mai pun, îl iau ăsta de aici atunci. Unde să-l duc? Îl duc acasă? Ia, ele. Ha? Ce-ai rupt? N-am rupt nimic. Ce să iau? Ele astea de aici și pune-l ăla fain. Ia, hai că le iau și pui. Stai. Vezi că se ridică, nu sta pe dungă. Sau pune-l... Îl pui aici și ăla acolo. Pune-l unde vrei. Mai fain. Așa, da. Mai facem loc acela ăla pătrat? Ha? Ăla de acolo? Aici? Nu, din cauțiu, că te roate. Nu mai pune, că și așa e pe mult. De ce pe mult? Că mi se pare prea mult, e suficient. Na, uite ce tu ce treabă faină am făcut cu bolovani căpătați. Vine apa prin cădere. Ia, mami, arată-ne cum vine apa. Dă drumul la robinet să văd. Mai vine amusa să nu vină deloc, să vezi tu ce. Foarte frumos. Trebuie curățată fântânița. Fântâniță foarte bună de apă, de băut. Și... Da, apropo, noi cum o să umplem găleata de la furtunul ăsta? Păi eu mă gândesc că vrei să luăm un ciop din ăla special, de fier, de exemplu. Da. Poți să-ți ceri și tu la iepuraș. Ce să faci? Vine Paștele, ceri și tu la iepuraș ceva special. Să cer un, să-i scriu un bilețel cu un robinet din ăla special? Da, da. Mi-ar plăcea, hai să ne uităm pe OLX, poate găsim ceva. Vezi, tocmai pământul ăla care e de la... De la cutia aia în jos, așa vreo 20 cm, trebuie săpat, ca să poți pune găleata sub robinet. Dar aia vom săpa și vom turna o placă și vom turna o, un valou de beton, turnat aici pe loc. Pentru că ăla va fi destul de greu de mutat. Și atunci îl vom turna și pe poziție, așa e, dragă? Pietriș din ăla. Hai să... Sfârmăm pietrele astea și să băgăm așa pe aici, pe lipsaște, nu? Nu, că e în plus, mai bine iarba. Lasă că va crește iarba, da. Să vezi ce faină fi. Da, da, da. Nu. Și mai avem de amenajat, mai simplist, dar și acolo vom aduce vreo 4 pietre să ne facem așa un loc drept. Ar fi fain niște din astea mari, știi? Unde? Acolo. Nu știu, de fapt. Hai să vedem ce găsim. Să vedem ce găsim. Ne trebuie vreo 2-3 plate mari pe care să călcăm. Cum te gândești să faci aici, doamna designer? Țeava asta vine și ea băgată prin pământ vreo cel puțin 30 cm. Și cred că aici unde e bota aia o să o montăm. Acolo vrei să o scoți? E cam așa. Știi cum ar fi fain? Cum ar fi fain? Unde? Acolo? Da, aici. Să faci... Și aici vrei să faci un valeu sau numai de curs? Aici nu mai facem valeu. Punem pietre numai să nu ne noroim când stăm și... Ar fi fain să faci tot așa în trepte. De fapt, stai, că ci suntem în vale. Apa. Să curgă apa. Ar fi fain în trepte și să curgă apa pe pietre, știi? Da, trebuie și valău, că aici suntem în vale și nu ne costă atâta un valău de făcut. Și de la valău din jos, într-adevăr, niște pietre. Nu așa, n-auzi. Ca și cum ar fi fântână arteziană, știi?
înțelegi. Așa, de aspect numai? Uh-huh. Păi, tot așa, atunci scoatem țeava din pământ și sub ea punem niște bolovani ca și acolo. Și deasupra ei mai punem câte un rând de bolovan și gata. Sau doi. Sau unul mare. Sau unul mare. Hai să mergem să vedem ce bolovan mai găsim acolo. Și apoi trebuie să car gunoi. Că e vreme bună de gunoi. Și nici n-aș întâi mai și nu mai putem să mână. Trebuie să mănânc cartofii și tăi de cele. Bun! Lupa, nu mă întic ce ai pus în gând. Sperăm că v-a plăcut acest video. Deci avem acolo două fântâni, cum vă ziceam. Eu, pentru cei care urmăriți acest canal, mă mai repet. Așa îmi place mie să te povestesc și să mă te laud. Avem apă din două... Avem apă din două surse. Asta e o apă foarte bună, care e și potabilă și curată, cu toate că fântâna nu e curățată. În schimb, asta la altă țeava care merge dincolo nu e așa curată. Vom vedea amândouă cum se curăță, cum se comportă după ce începem să o folosim mai des. Mă enervează că se tămișcă aici. Da, pentru că dacă calci pe partea asta de bolovan, până se lipește, el se tăcleti. Uite-te tu ce fain te hodinești. E cam rece un pic, da. Da, pe s-a geamul. S-a încălzit de la s-a încălzit, da. Spușcă acolo. Atinge, gata. Atinge undeva, da, nu-i problemă. S-au atins și capre, s-au învățat cu firul și anul ăsta s-au amintit. Oțetul, le-ai băgat acum? Oameni buni, dacă vă place izvorul nostru amenajat, dați un like la acest video și ne interesează părerile voastre, să ne le scrieți în comentarii în partea de jos. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Doamna. Da. Doamna. Zâmbiți, vă rog. Okay.